care sunt personalitățile Sibiului. Pentru partea a doua, prezentarea Sibiului, îi dau microfonul domnului primar. Da, pentru că Sibiul este o artă de folclor, tradiții populare. Vreau să invit pe domnul Vință Grei să ne spune câteva cuvinte, pentru că a contribuit atât la carte, cât și la Sibiu. Și pe urmă, domnul Petrica Pașca, câteva cuvinte. Bună seara! Domnule primar, primar Sibiului, stimați invitați! Din fericire am ajuns și în momentul de final, când am ținut cu tot din adinsul să finalizăm pentru această seară atât cartea toate personalități sibiulane, cât și un dublu CD, utilizând melodii populare din Sibiu, culese de-a lungul timpului de renumitul nostru lăutar Emil Ardelean și interpretate cu deosebită maestrie de formația profesionistă Rapsozii Zărandului, condusă de maestru Petrică Pașca. Vreau să mulțumesc pe această cale domnului primar și colaboratorilor dânsului de la primăria din Sibiu pentru sprijinul deosebit acordat. Mulțumim familiilor, personajelor din carte pentru informațiile furnizate și nu în ultimul rând, în anul 1972, pe doi oameni de toată isprava. E vorba de profesorul Pavel Han din Sibiu și coregraful Viorel Nistor din Arad. Ei, când am pus mâna pe cele două casete, am zis, acum este momentul să facem cumva să restituim aceste extraordinare melodii și generațiilor viitoare. Și aici am cuplat extraordinar de bine cu maestru Petrică Pașca. Este vorba de 28 de melodii, toate din Sibiu, culese de Emil Ardelean și aștenute pe acest dublu CD în condiții de studio, deci în condiții foarte bune. Ce vreau să zic este că Sibiulanul întotdeauna a știut să se distreze, i-a plăcut. Unii dintre ei își legau numele de anumite melodii care le plăceau lui mai mult și așa au apărut acele cunoscute ardelene. Alu Birici, Ardelean alu Blicu, Ardelean alu Părâncuță, Ardelean alu Avram Odedi. Toate astea le găsiți exact așa cum a fost interpretate pe acest dublu CD. Încă o dată mulțumim, vreau să mulțumesc domnul primar pentru ajutorul deosebit pe care ni l-a acordat. Să vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezența în numărul atât de mare și vă doresc audiție plăcută și distracție plăcută într-o ambianță deosebită aici la restaurantul Oara, mă rog, din nou. Cu doi. Mulțumesc, domnul Mircea. Și nu în ultimul rând, pentru că la Sibiu, de multe ori, la Rapsozii Zărandului, conduși de domnul Petrică Pașca, a fost prezenți alături de noi, cu cele mai frumoase cântărețe, Rodica Ardelean și Cornelia Căpraru și, bineînțeles, Florica Bradu. Domnule Petrică, vă mulțumim pentru ajutor și vă rugăm și dumneavoastră câteva cuvinte. Bună seara tuturor! Vă mulțumesc, domnule primar, pentru că m-ați invitat. Aș dori să vă spun că în această seară trăiesc momente de mare satisfacție sufletească și mare satisfacție pe linie profesională. Întotdeauna, noi, cei care propovăduim cântecul autentic, am avut un sprijin în a demonstra atunci în emisiunile noastre și când alții spuneau că Aradul nu are un folclor, o muzică de sine stătătoare, ci bihor și banat, și întotdeauna Sibiu
a fost și rămâne un centru de referință care este inconfundabil cu alte subzone sau alte vetre folclorice din județele învecinate, prin port, prin dans, prin muzică în special. Mă bucur, nu știți sau poate nu ne dăm seama încă ce mare lucru s-a făcut prin imprimarea, prin salvarea acestui material care a fost concretizat în cele două CD-uri. Aceste două discuri sunt discuri document. Mă bucur că a fost salvat în ultima secundă, din ceasul al 12-lea, ca să nu fie sortit pieirii de pe cele benzi care se autodistrug, ci merită toată lauda domnul Mircea Grec pentru că a salvat acest material care, din punctul meu de vedere, are mare, este un document care va aduce servicii identității noastre. Știm cu toții că ne paște globalizarea. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să avem grijă de tot ceea ce ne prezintă pe noi ca nație. Cântec, joc, tradiție, muzică, obiceiuri. Acest material va trebui păstrat pentru că peste 10 și 10 de ani nimeni nu va putea tăgădui că aici n-au existat și au trăit români. Așa ar trebui ca în fiecare localitate din județul nostru să scoatem, să căutăm ceea ce avem, ceea ce sunt prin lăzi sau prăfuite pe undeva, să le adunăm pentru că astea sunt dovezile existenței noastre. Eu doresc ca, în primul rând, să mulțumesc celor care au pus la cale acest proiect, domnului primar în primul rând și tuturor celor care s-au străduit și ori de câte ori vom fi solicitați, vom răspunde prezent și mă bucur că a plecat un car la drum de la Șicula și sper să ajungă prin toate localitățile județului să scoatem ce avem, să scoatem valoarea națională la suprafață. Vă mulțumesc mult și vă doresc audiție plăcută. Și vă mărturisesc acest material nu pentru că l-am cântat noi, dar este un material document, îl voi păstra cu sfințenie la mine acasă și copiilor mei îi voi lăsa. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Jupică Pașca! Și după ce vă mai spune o surpriză care a fost plăcută ieri pentru mine sau vreau să vă spun că 19 decembrie pentru faptul că la Șicula încă se păstrează tradițiile populare, vreau să vă spun că 19 decembrie, la orele 19, în sala Căminului Cultural Șicula, vom fi încântați să avem alături de noi pe Centrul Cultural Județean Arad, cu caravana de melodii pentru Sfintele Sărbători de Crăciun. De aceea, cei ce iubesc și toți sunt invitați pe 19 decembrie, ore 19, la Căminul Cultural Șicula. Și vreau să vă spun că acest lucru nu s-a putut face fără Consiliul Județean Arad, care este sponsor oficial al Centrului Cultural Județean. În continuare, vă doresc o seară plăcută, mă bucur că ați venit alături de noi și vă doresc distracții plăcute în continuare. Cânte, joc și voie bună. Mulțumim. Distracție plăcută. Ca de obicei nu se putea, ca în seara asta, prezent alături de noi și domnul Dulțu să ne spună câteva cuvinte. Că de fiecare dată facem.